Rezultatele examenului de bacalaureat din sesiunea de toamnă au fost afișate astăzi. Tot astăzi, cei nemulțumiți de notele primite au posibilitatea să depună contestație, astfel că rezultatele finale vor fi afișate miercuri. Primele rezultate ale bacalaureatului de toamnă au fost afișate astăzi. Sesiunea de toamnă a bacalaureatului 2016 s-a desfășurat pe parcursul ultimelor două săptămâni și s-a încheiat vineri cu proba la alegerea profilului. Pentru susținerea examenului, în a doua sesiune a bacalaureatului s-au înscris 42.261 de absolvenți de liceu, dintre aceștia 27.848 din promoția curentă, iar 14.413 din seriile anterioare. Rata de prezență la ultima proba sesiunii a doua a bacalaureatului, cea la alegerea profilului, a fost de 80,69%, 26 de candidați fiind eliminați pentru tentativa de fraudă. Rezultatele finale vor fi afișate în data de 1 septembrie.